În timp ce premierul Marcel Ciolacu a plecat în Statele Unite, iar președintele Claus Iohani se află în Dubai, George Simion, liderul Aul, Aur, a ales reuniunea extremiștilor organizată de Matteo Salvini la Florența. Președintele Aur a ținut un discurs extremist, antieuropean și incoerent, în cadrul căruia nu s-a ferit să se autocaracterizeze drept patriot, suveranist și apărător al valorilor tradiționale. Președintele Aur, George Simion a susținut un discurs la reuniunea partidelor de extremă dreapta din Europa, care a avut loc la Florența. Evenimentul a fost găzduit de vicepremierul italian Matteo Salvini sub sloganul populist Europa liberă, locuri de muncă, securitate și bun simț. George Simion nu s-a ferit să invoce patria și creștinismul pentru a promova un mesaj extremist și anti-european. Ba, s-a autocaracterizat și patriot, deși el tocmai lua parte la o conferință la care a susținut un discurs și Marine Le Pen, fost candidat la funcția de președinte al Franței, cunoscută pentru legăturile pe care le are cu Rusia. La aceeași conferință la care s-a dus George Simion a participat și partidul german Alternativă pentru Germania, cunoscut pentru faptul că în trecut a fost finanțat tot de Moscova. Însă chiar Mateo Salvini, gazda evenimentului, a fost anchetat pentru posibile legături cu Moscova după ce au apărut suspiciuni că partidul condus de el primea bani de la Kremlin pentru a promova o politică antieuropeană. Nu în ultimul rând, George Simion s-a mai lăudat și cu faptul că el luptă pentru libertate, fără însă să spună și față de cine. Și tot el a atacat Uniunea Europeană, deși în prealabil tot el vorbise și de o Europa a popoarelor.